Bună seara tuturor, bun găsit din nou la subiectul zilei. Sunt Oana Olaru și vă invit să urmăriți imagini de la un seminar desfășurat astăzi la Craiova, un eveniment dedicat pe de o parte studenților care se pregătesc în centrul universitar din Bănie, iar de cealaltă parte dedicat mediului de afaceri din regiunea Olteniei. Seminarul s-a intitulat Strategii de dezvoltare a parteneriatului dintre mediul universitar și mediul economic, acest titlu rezumând foarte bine tema de discuții și obiectivul evenimentului găzduit de Casa Universitarilor. Au participat reprezentanții ai Universității din Craiova, de altfel organizatorul seminarului, actual și foști studenți ai Instituției de Învățământ Superior, dar și reprezentanți a peste 20 de companii și instituții regionale, printre care ADRSV Oltenia și Camera de Comerț și Industrie Dolj. Vă invit în continuare să aflați cum se desfășoară colaborarea între Universitatea din Craiova și mediul de afaceri oltean, dar și ce anume cer marile companii de la studenți înainte de a încheia cu aceștia un contract de muncă. Stimați parteneri, vă mulțumim că ați răspuns invitației noastre de a participa astăzi la cea de-a patra ediție a seminarului de dezvoltare a parteneriatului dintre mediul universitar și mediul socioeconomic. Evenimentul se înscrie pe linia acțiunilor care își doresc a stabili un dialog între mediul universitar și dumneavoastră, reprezentanții ai mediului economic, astfel încât să putem să răspundem cerințelor dumneavoastră în tot ce înseamnă formarea studenților. Proiectele pe care noi le derulăm sunt pentru majoritatea dintre dumneavoastră cunoscute, dar dorim ca acest eveniment să fie cel care să ne apropie mai mult și să ne dea posibilitatea să dezvoltăm noi colaborări. Vă mulțumesc încă o dată și vă rog să-mi permiteți să-l invit pe domnul prorector Dan Popescu, prorector cu cercetarea științifică și relații cu mediul economic. Bună ziua, stimați invitați! În primul rând doresc să vă mulțumesc pentru participarea la acest eveniment. Vreau să vă transmit un mesaj de bun venit din partea conducerii Universității din Craiova, a domnului rector și a mea personal. Din păcate, domnul rector nu a putut să fie astăzi prezent, dar mesajul de susținere a colaborării dintre mediul universitar și mediul socioeconomic este unul foarte puternic. Noi apreciem, Conducerea Universității apreciază foarte mult modul în care s-a desfășurat această colaborare. Este al patrulea an, așa cum spunea și doamna profesoară Daniela Roșca, care este directoarea Departamentului de Relații cu Mediul Socioeconomic, deci avem un departament special în cadrul Universității pentru această colaborare. Colaborarea s-a desfășurat, se desfășoară pe mai multe planuri, atât pe plan educațional, noi cooptând în consiliile profesorale sau la realizarea planurilor de învățământ de la licență și master, reprezentanți ai principalilor companii din zonă, astfel încât să încercăm să adaptăm aceste planuri de învățământ și să răspundem cât mai bine cerințelor noastre. Au fost colaborări de asemenea în domeniul practicii studenților, în domeniul realizării proiectelor de licență sau de disertație, în domeniul cercetării științifice. S-au creat mai mulți poli de competitivitate împreună cu mai multe instituții din cadrul regiunii noastre. Aș menționa aici regiunea Sud-Vest Oltenia, cu care avem relații foarte bune de colaborare. Și unul dintre acești poli de competitivitate, polul automotiv Sud-Vest Oltenia, a câștigat competiția în cadrul polilor de competitivitate și este finanțat, universitatea fiind implicată în 3 proiecte de cercetare, dezvoltare, inovare în cadrul acestui pol. De asemenea, aș vrea să vă spun că în semestrul 2 al acestui an, infrastructura de cercetare în științe aplicate, construită acolo lângă Facultatea de Inginerie Electrică și Automatică, calculatoare și electronică, va fi pusă în funcțiune și avem o dotare de excepție în acele laboratoare. Vă așteptăm să colaborăm, să puteți folosi și dumneavoastră această infrastructură pentru proiecte comune de cercetare. De asemenea, vreau să vă informez că, începând din acest an, Universitatea din Craiova este parteneră într-un consorciu al Enterprise European Network, rețeaua europeană a întreprinderilor, împreună cu partenerul nostru din Craiova, ADR Sud-Vest Oltenia. Acest consorciu este coordonat de Agenția de Dezvoltare Regională Vest din Timișoara și mai are încă 2 parteneri
un centru de cercetări Tehimpuls din Timișoara și o agenție de dezvoltare din Arad. Acest proiect se va desfășura până în anul 2020 și prin el noi urmărim să sprijinim întreprinderile mici și mijlocii în creșterea competitivității în domeniul inovativ, dar și în domeniul stabilirii de parteneriate cu parteneri din afara țării. Mai multe o să vă spună colegul meu, domnul profesor Radu Constantinescu, care este directorul Departamentului de Cercetare și Management al Programelor, în discursul pe care îl va prezenta. Mulțumesc pentru constanta colaborare pe care am reușit o susține împreună și pentru participarea la această manifestare. Sigur, problemele sunt mari și vechi, n-o să le rezolvăm acum, în sensul că adaptarea reciprocă necesită niște pași succesivi și consultări permanente. Ce putem face împreună, ce putem face separat unii pentru alții, în ce măsură absolvenții noștri ar trebui să răspundă din prima zi așteptărilor dumneavoastră de a fi operaționali, cât de mult contează ca ei să gândească bine și ulterior dumneavoastră să învățați să acționeze sau poate chiar de la început să fie capabil să ia decizii. Aceste probleme nu le putem rezolva decât împreună. Am fost și suntem parteneri într-o serie de proiecte, printre care și proiectul Impuls, despre care o să vă spun câteva cuvinte acum. Proiect în care Universitatea din Craiova, alături de alte 7 universități, atât specializate cât și compozite, încearcă să apropie profilul absolvenților de așteptările pieței muncii. Sigur, cunoștințele tehnice reprezintă unul dintre paliere, însă partea de cultură organizațională, de raportarea la o anumită structură și la un anumit mod de funcționare propriu companiilor, necesită neapărat o revizuire a modului în care noi desfășurăm stagiile de practică și de elaborare a lucrărilor de licență. Unii dintre dumneavoastră probabil că au primit solicitări din partea noastră și vă mulțumim pentru modul în care ați răspuns în completarea chestionarelor. Nu vă ascund faptul că unele răspunsuri le așteptam, altele ne-au surprins. E clar că există niște diferențe de abordare care necesită cu certitudine pași suplimentari în care trebuie să avem în vedere și o a treia componentă, nu numai capacitatea noastră, așteptările angajatorilor, ci și profilul absolvenților. Modul în care aceștia sunt în stare să-și identifice punctele forte să-și le valorifice, punându-și în evidență individualitatea. Poate că pe acest palier încă avem multe contribuții de adus prin intermediul Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră, fost profesional, unde abordarea poate să fie puțin mai aproape de, mai atent pilotată de către dumneavoastră. Eu vă mulțumesc mult încă o dată, contăm în continuare pe sprijinul dumneavoastră, fără de care, fără discuție, nu vă putem oferi absolvenții pe care îi așteptați și contăm de asemenea pe deschiderea dumneavoastră pentru a folosi în comun infrastructura de cercetare și didactică de care vorbea domnul prorector Dan Popescu și pe care vă punem la dispoziție împreună cu expertiza și competențele noastre pentru a obține rezultate împreună. Vă mulțumesc încă o dată. Ați băgat de seamă în ultimii ani că Universitatea și-a schimbat strategia și a devenit ceva mai apropiată de mediul economic și încearcă să facă lucrul ăsta în continuare cu mai mult efort. Lucrul ăsta ar trebui să se vadă, cel puțin din perspectiva noastră, se văd în felul următor câteva elemente. Efectele care au fost generate de această colaborare cu dumneavoastră s-au văzut deja și antevorbitorii mei au spus-o în curicula pe care am dezvoltat-o, în direcțiile de cercetare pe care le-am dezvoltat în continuare, însă nu se opresc aici. N-am modificat strategia. N-am modificat strategia în direcția mai aproape de dumneavoastră, nu numai să beneficiem de informațiile pe care le primim de la dumneavoastră, ci să vă venim în sprijin acolo unde putem să vă venim în sprijin. Știți foarte bine, Universitatea are o capacitate de cercetare și resurse umane, dar mai nou și infrastructură, destul de bine pusă la punct și acolo unde aveți nevoie vă putem ajuta. Mai mult decât atât, pe linie de infrastructură și m-aș concentra decât pe două elemente, ca să nu fie un discurs prea lung, pe linie de infrastructură, în afară de ce ați auzit deja, mai sunt elemente în mișcare legate de infrastructura IT, care iarăși vă poate veni în sprijin.
două exemple aș putea să aduc aici. În momentul de față sunt două capacități de calcul specializate la nivelul universității care vă pot veni în sprijin, și anume un data room, care vă poate pune la dispoziție servicii de virtualizare, procesare de date, stocare și așa mai departe, în condiții de securizare și de acces de la distanță bine puse la punctul nou. Un grid cluster high power computer, high performance computer, care vă permite procesare de date în volum foarte mare, paralel, foarte repede, la asemenea cu putere, cu capacitate de stocare iarăși mare. Mai mult decât atât, avem în plan destul de apropiat modificarea capacităților centrului de calcul al universității, care în momentul de față mare de adăugat multe, elemente care vin în sprijin. Astea sunt elemente care le putem oferi în momentul de față și, de fapt, în momentul ăsta sunt disponibile, să știți. Dacă vă uitați pe pagina de internet a Universității din Craiova, veți găsi acolo cel puțin cele două capacități de care vă spun acum și planurile care vin în continuare de dezvoltat. Tot legat de acest parteneriat pe care îl avem cu dumneavoastră, ale cărui efecte se văd, un alt efect care vine și cu rugăminte în spate este al vizibilității universității și în mediul economic, dar și în afară. De curând am fost solicitați de una din unitățile, de entitățile care se ocupă cu clasificarea internațională a universităților, QS Intelligence Unit, care ne-a solicitat informații despre universitate. O parte dintre informații să le furnizăm noi, o parte dintre informații să le furnizați eventual dumneavoastră, și sunt convins că marea parte din cei, deci dacă nu chiar toți, ați fost deja solicitați pentru astfel de situație, pentru că, până la urmă, nu contează doar părerea noastră despre noi, ci contează foarte tare părerea dumneavoastră despre noi sau celor cu care colaborăm în mediul academic. Ca tare, un astfel de proiect este în mișcare și mare parte dintre oamenii dumneavoastră, repet, o să aibă ocazia să-și spună punctul de vedere, nu către noi, ci către cei care ne analizează. Sunt lucruri care vin în cascadă. Eu am enumerat aici doar două componente. Antevorbitorii mi-au spus mai multe și sperăm că o să vedeți și mai multe în viitor, mai repede decât s-a întâmplat până în momentul de față. Sperăm că cel puțin partea asta se vede mai bine, și anume că suntem un pic mai dinamici, mai flexibili decât am fost până acum. Mulțumesc frumos, eu atât am vrut să spun, să nu lungim lucrurile foarte mult, și succes pentru activitățile ce trebuie desfășurate azi. Bună ziua! Și eu trebuie să vă mulțumesc pentru că sunteți aici, ați fost alături de noi de multe ori la acțiunile pe care le-am inițiat. Am făcut anul trecut o prezentare a programelor Orizont 2020 la Craiova, probabil că mulți dintre dumneavoastră ați fost atunci acolo. Am realizat și alte activități, suntem pe cale să stabilim un institut de cercetări al Universității din Craiova, care sperăm să fie puternic conectat cu toate marile companii și micile companii din zonă. Avem infrastructura de cercetare INCESA, despre care s-a mai vorbit, care poate să fie un element, un liant între mediul academic și mediul economic. Dar ceea ce aș vrea eu să vă spun astăzi este că Universitatea din Craiova, împreună cu ADR, și îmi pare rău că nu este aici Camera de Comerț, domnul Gabi Vlăduț, dar neapărat vreau să-l amintim, Universitatea din Craiova, deci cu ADR-ul, gestionează pentru perioada 2014-2020 un proiect care s-a desfășurat și sub egida programului Cadru 7, atunci a fost gestionat de domnul Gabi Vlăduț, acum, sigur, îl gestionăm noi, cele două instituții, dar vom colabora cu domnul Gabi Vlăduț. Este vorba despre Enterprise European Network, cea mai mare rețea europeană pentru susținerea activităților IMM-urilor. Ați primit, pentru că este acest cadru, nu o să putem face aici o prezentare și nici nu este intenția noastră să facem, ați primit fiecare la mapa de prezentare un PowerPoint care conține câteva informații despre această rețea, despre serviciile pe care rețeaua le oferă, le poate oferi. Ne bucurăm mult și am vrut să nu pierdem ocazia că suntem toți aici, să vă informăm și să vă invităm să fiți alături de noi, să beneficiați de ceea ce această rețea poate să ofere. Există un site al Uniunii Europene, este menționat undeva la
pe unul dintre slide-uri, slide-ul al doilea, undeva jos. Acolo veți găsi toate informațiile referitoare la ce anume acțiuni se organizează exact în vederea internaționalizării activităților IMM-urilor. Proiectul respectiv se adresează IMM-urilor, dar tuturor unităților de producție, unităților industriale, unităților economice. În ceea ce privește reprezentarea acestei rețele aici, în regiunea noastră, oricând vă așteptăm la Universitatea din Craiova sau la ADR, este doamna Mihaela Sas, cu care colaborăm foarte strâns aici, pentru informații. O să se creeze o bază de date, o să încercăm să înregistrăm companiile care sunt interesate de astfel de servicii și să le oferim cât vom putea de multe informații referitoare la proiectele care se vor derula la nivel de european, la târguri, la expoziții, la posibilități de a internaționaliza afacerea dumneavoastră. Vă mulțumesc și vă așteptăm să fiți alături de noi în continuare. Pe lângă toate palierele care au fost prezentate până acum și pe care le aveam foarte bine structurate, în așa fel încât să nu uităm ceva, pentru că fiecare dintre partenerii care sunt astăzi aici alături de noi lucrează în proiecte. Avem și companii pe care astăzi le-am invitat pentru prima dată și sper să vină alături de noi în proiectele viitoare. Dar cred că elementul principal trebuie să rămână studenții, de aceea sunt alături de noi mai mulți studenți, iar reprezentantul lor se află în acest mare parteneriat în care ne aflăm acum. Nu trebuie să uităm bursele care au fost oferite de companii și, bineînțeles, proiectele de voluntariat. Și aici vă rog să-mi permiteți să o invit pe Ana Maria Timiș și respectiv Marina Babară, reprezentantele de la Ford România, cele care au susținut un proiect extraordinar și sper să fie decât o etapă dintr-o dezvoltare ulterioară a proiectelor noastre. Și dumneavoastră ați desfășurat foarte multe proiecte împreună cu studenții noștri, tinerii noștri, viitorul nostru. Tocmai de aceea și în anul 2014 Ford România împreună cu Universitatea din Craiova a identificat și implementat foarte multe proiecte. Unul dintre acestea fiind un proiect de suflet, atât pentru angajații companiei Ford, cât și pentru studenții, conducerea în siguranță. Prin urmare, aș vrea să-mi permiteți să mânez o mică diplomă, adică, de fapt, o diplomă ca o recunoaștere a ajutorului pe care studenții mi l-au oferit nouă în implementarea acestui program. Popescu Mihaela, nu știu dacă o să ajung. Ciprian, Cojocaru Gabriel, Florescu Cristian, Ciobanu Ion, Irina, ok, asta e tot, dar Ford România se întoarce și în 2015 cu alte proiecte foarte interesante pentru studenți. Cu permisiunea noastră îmi cer scuze, din motive obiective trebuie să plecăm. Am intervenit ceva. Mulțumesc mult de tot! Și noi mulțumim!
și companiei Ford, dar și tuturor celor care sunt prezenți aici, pentru că proiectele la care noi am lucrat până acum împreună sunt proiecte importante pe care noi le considerăm proiecte de succes. Mulțumesc. Și indiferent unde m-aș uita la această masă, găsesc parteneri extraordinari, parteneri care sunt alături de noi în toate proiectele și vreau să vă asigur că în strategia Universității din Craiova, una dintre axele prioritare este dezvoltarea acestui parteneriat cu mediul economic. De aceea vă invit la o discuție liberă, astfel încât să putem stabili elemente care ar putea să stea la baza constituirii acelui proiect de optimizare a relațiilor de colaborare. Vă invit să ne spuneți câteva cuvinte, cei care doriți să ne împărtășiți din experiența dumneavoastră. Unul dintre obiectivele acestui seminar este și acela de a vorbi despre exemplele de bună practică. Mai este o componentă extrem de importantă și anume, îmi pare rău că a plecat Ford, dar nicio problemă, o să le transmit, să nu uităm de sponsorizări, donații, partea aceea de amenajare a sălilor de curs, voluntariala, tot ce a însemnat grădina botanică. Sunt componente extrem de importante, de aceea sunt atât de multe și sper că prin ceea ce am prezentat fiecare dintre noi le-am evocat pe toate. Dacă am uitat ceva, vă invităm pe dumneavoastră să ne ajutați. În prezent eu coordonez activitatea de formare profesională a celor 18.700 de salariați pe care Complexul Energetic Oltenia îi are, iar programele noastre se bazează în principal pe parteneriate încheiate cu universități, fundații, ONG-uri care sunt capabile să atragă fonduri europene, astfel încât și noi prin aceste parteneriate să putem asigura salariaților noștri programe la un nivel înalt de pregătire. Vreau să vă spun că în virtutea acestor intenții pe care noi le avem, am încheiat un acord de colaborare cu Universitatea mai mare, Politehnica București, în parteneriat cu Siveco România și PAEM Alba Iulia, o fundație care este foarte bine ancorată în atragerea fondurilor europene, prin care am reușit dezvoltarea competențelor profesionale a 500 de salariați în anul 2013. În anul 2014, la fel, am avut diverse proiecte de colaborare cu ONG-uri. Îmi pare rău că până în prezent nu am reușit să dezvoltăm un parteneriat cu Universitatea din Craiova, dar noi suntem deschiși și vă putem asigura pentru studenții pe care dumneavoastră îi pregătiți și le asigurați un bagaj de competențe profesionale, să îi puteți ancora și în activitatea practică pe care noi o desfășurăm foarte bine cu specialiști de excepție. După cum știți, Complexul Energetic Oltenia este un jucător important pe piața energiei din România și din Europa și suntem un colectiv de oameni care putem să asigurăm pregătire practică, profesională pentru studenții pe care dumneavoastră vreți să-i faceți inginerii de mâine, economiștii de mâine și așa mai departe. Eu vă mulțumesc și sunt onorată că am fost invitată într-un mediu academic pentru a putea participa la dezbaterile ședinței care realizez că este un proiect european de anvergură cu finanțare europeană și sperăm că în viitor să fim cooptați în colectivul dumneavoastră de înaltă ținută intelectuală. Vă mulțumesc! Și eu vă mulțumim și eu vreau să subliniez încă o dată faptul că am început prin a arăta că majoritatea invitațiilor noștri sunt partenerii noștri din proiectele anterioare și avem plăcerea și bucuria să avem alături de noi și companii importante și aici mă refer și la Complexul Energetic Oltenia și mai avem Prismian alături de noi care
au venit astăzi pentru prima dată și cu siguranță că etapele pe care le-am stabilit atât cu dumneavoastră, cu departamentul care se ocupă cu relația cu universitatea, se va întâmpla probabil săptămâna viitoare și astăzi vom discuta și cu Prismian pentru a porni această colaborare și a semna un parteneriat la nivelul universității, așa cum de altfel se găsesc toate celelalte parteneriate pe care le-am semnat cu dumneavoastră. Și noi vă mulțumim mult de tot și abia aștept să ajungem să punem punctul în articolele acelui parteneriat. Da. Aici avem plăcerea și bucuria să vă prezentăm o absolventă a Facultății de Inginerie Electrică, care astăzi reprezintă o companie multinațională, CANIS. Bună ziua! Numele meu este Simeona Adriana, reprezint compania CANIS Generator Technologies. Fac parte din echipa de purchasing a acestei companii. Aș vrea puțin să discut, să spun despre programul pe care îl avem noi în prezent cu universitatea. Este vorba despre selectarea a absolvenților, a 10 absolvenți, pe care îi inserăm în diferite departamente timp de 2 ani. Programul se numește Graduates. Deja suntem în al treilea an în care selectăm studenți. Chiar eu fac parte din prima generație de juniorat. Și de asta îmi face mare plăcere să discut și aș vrea să văd, să discut un pic și să mă pun de cealaltă parte a baricadei și să vă zic că a fost o oportunitate pentru mine să lucrez într-o multinațională și de aceea i-a sfătuit pe studenți ca să aplice, să vadă exact unde se potrivesc, cum au spus și antevorbitorii mei, este foarte important să vadă unde se potrivesc. În altă ordine de idei, personal am mai participat și la alte stagii cu Renault Technologies, tot prin Universitatea din Craiova și de aceea aș vrea să spun că m-a ajutat foarte mult ca să-mi aleg o carieră și să văd ceea ce îmi place. Vă mulțumesc foarte mult! Și eu mulțumesc frumos și dacă putem să facem un tur rapid de masă ca după aceea să mergem pe ateliere de lucru. Bun, mă numesc Dumitrescu Luigi, sunt reprezentant general Ecricom SRL, o firmă cu activități în domeniul proiectării electrice. În urma colaborării și absolvent acum 30 de ani la Universității din Craiova, în urma colaborării cu Universitatea din Craiova, mi-am format, să spun așa, o idee cam ce ar trebui după mine, este părerea mea, să se schimbe. Cred că ar trebui neapărat să se pună accentul în pregătirea studenților mai mult pe latura practică. Din datorită informatizării aproape tuturor laboratoarelor din universitate, nu-și mai pot crea acele deprinderi practice, deprinderi de care avem nevoie în activitatea de zi cu zi. Doi, cred că ar trebui mai mult, și asta am constatat-o și având ocazia să văd realizarea câtorva contracte, inclusiv cu CES Distribuție, ale Universității din Craiova, unde nu am văzut studenți implicați în acea activitate. Am văzut o serie întreagă de foști profesori, inclusiv de ai mei, dar n-am văzut nicăieri scris la cei care au luat parte un student cu tare. Deci ei deja, cred că și noi, la vremea respectivă, aveam capul mare de atâta teorie, de atât și dăm atâtea examene, inclusiv licențe. Cred că ar trebui duși un pic spre partea practică a acestei activități. Noi suntem dispuși să colaborăm în continuare și chiar cu 2, 3, 4, cât om putea studenți din partea dumneavoastră, sub diferite forme, chiar până la angajare, dacă ei își doresc să desfășoare această activitate. Inclusiv pe perioada de studenție. Activitatea noastră nu este o activitate care te obligă să stai 8 ore la servici și așa mai departe. Vă mulțumesc pentru invitație și sper să colaborăm în continuare. Mulțumesc
Vă mulțumim. Să înțeleg că veți veni alături de noi în parteneriatele despre care vă vorbesc, în care studenții merg efectiv și fac stagiile de practică, rezolvă probleme concrete. A, și apropo, mă scuzați, că revin și vă întreb. Am constatat chiar în acele practici care se fac prin diferite firme, chiar CES Distribuție, cred că acolo ar trebui alese activități care să-i ducă în practică, nu să fie duși în diverse birouri unde facem documente și săracii stau 4-5 ore, să bucură că au plecat acasă și n-au priceput nimic. Cuvinte doar despre Lughiera. Suntem o companie care oferă servicii de consultanță în domeniul resurselor umane. Pot să vă spun că am beneficiat de suportul universității prin intermediul doamnei profesor în primul și în primul rând în două mari direcții. Odată în proiectele noastre de recrutare pentru diferiți parteneri pe care îi avem în această zonă, în special pe proiecte de recrutare entry level, pentru că aici ne poate ajuta și în același timp, legat de ceea ce spunea și domnul director de la CES și domnul de la Rally Green, oferim stagii de practică în domeniul resurselor umane și pot să vă spun că vis-a-vis de motivație, au fost situații în care, după finalizarea perioadei de practică, cel puțin o persoană a realizat că nu este ceea ce își dorește să facă pe mai departe și că nu va lucra niciodată în domeniul resurselor umane. În felul ăsta a realizat sau a tăiat de pe listă ceea ce își dorea foarte mult înainte de a ajunge la noi. Pe de altă parte, am ajutat foarte mulți studenți să se angajeze în domeniul resurselor umane. Parte din colegii mei, practic, sunt absolvenți ai Universității din Craiova sau să îi plasăm în alte companii din Craiova. Mulțumesc! Și eu vă mulțumesc! Avem mai speranțe? Da. Albina Dumitrescu este numele meu, reprezint Prismia Slatina. Problema, într-adevăr, suntem pentru prima oară la acest gen de acțiune. Mă bucur că ne-ați invitat, pentru că noi suntem acum într-o fază de investiții. Noi suntem producători de cabluri electrice și avem o mare dezvoltare în viitorul apropiat pe fibră optică. Și o să angajăm 379 de persoane, dintre care sigur o să avem nevoie și de ingineri foarte bine pregătiți, mai ales absolvenți de electrotehnică. Aș vrea să stabilim, pentru că eu nu am încă, sau n-am avut colaborare cu dumneavoastră, să stabilim căile prin care vom colabora și vom face, sper, totul care să ne satisfacă și pe noi și să fie și studenții care vor veni la noi foarte mulțumiți și, bineînțeles, pentru angajare în final, pentru că asta e ideea, să ne găsim oameni foarte bine pregătiți. Bună ziua tuturor, mă numesc Elena Manea, reprezint Pirelli Tires Latina. Mă ocup de recrutare și employer branding în relațiile cu universitățile și aici pot să spun că Universitatea din Craiova este un punct strategic pentru noi, fiind orașul universitar cel mai apropiat este Latina. Cu Universitatea din Craiova avem parteneriate pe o perioadă destul de lungă de timp, drept pentru care am dezvoltat destule programe din punct de vedere al stagiilor de practică. În momentul de față avem Talent in Action și Summer Camp, l-am denumit noi, prin care dăm posibilitatea studenților din anul 3 de facultate să susțină un stagiu de practică și să aplice mai mult
în partea asta practică a fabricii și să-și dezvolte abilitățile și competențele. Iar partea cealaltă, alte programe, ca să zic așa, pe care le avem cu universitatea, sunt promovarea de mastere, IT Academy și Automotive, prin care la fel încercăm ca studenții să se înscrie la aceste mastere, să beneficieze de workshop-uri tehnice organizate de noi în facultate și, bineînțeles, încercăm ca de fiecare dată să venim tot timpul cu îmbunătățiri și să înțelegem mai bine de ce au nevoie studenții pentru a fi ajutați mai departe. Mulțumesc. Participă reprezentanța ai societăților economice și studenții. Lucrez cu studenții de aproape 35 de ani și vreau să vă spun celor care reprezentanți mediul economic că ei, ca și atitudine, sunt aceiași din toate timpurile. Contar percepției noastre, ei sunt foarte bine orientați la ce ar vrea să facă atunci când vin într-o facultate și optează pentru o anumită specializare. Programele analitice, curicula, cum îi spunem acum, este bine axată pe specializarea respectivă, însă se întâmplă în momentul când termină facultatea că foarte multe ori mediul economic le întoarce spate. În sensul că cei care reprezentați aici companii economice, vă așteptați ca acești tineri care termină facultatea să aibă o pregătire practică excepțională. Nu se poate acumula în timpul facultății o asemenea pregătire, din diverse motive. În primul rând, eu cred că o pregătire teoretică foarte bine axată în universitate este o investiție pe termen lung extraordinară. Pentru că se simte, în general, în Europa și în România, în special, o acută criză de resursă umană, care nu este generată de faptul că universitatea nu le oferă cunoștințele teoretice necesare. Și e generată de faptul că societatea civilă, cei care ar trebui să îi primească pe acești tineri și să îi încurajeze să-și dezvolte cariera, să se specializeze pe un anumit domeniu pe care nu îl întâlnesc în universitate. Îl întâlnesc la domnul inginer, îl întâlnesc în uzinele în care se duc. Ca absolvent de Politehnică, vă mărturisesc că am făcut practică în diverse uzine. Însă specializarea care m-a format ca inginer în domeniul producției de motoare a fost atunci când pentru prima dată am lucrat într-o uzină, cea de la Pitești și cea de la Olsic. Eu am mare încredere în acești tineri pentru că lucrez cu ei de foarte mult timp. Și ei reclamă faptul că la terminarea facultății nu li se oferă șansa ca să demonstreze ceea ce știu. Nimeni, sau foarte puțini, cei care înțeleg ce înseamnă să pregătești în mod temeinic cu un tânăr. Noi am avut șansa, generația mea, a anilor 70, care au terminat Politehnica, am avut șansa stagiaturii. Când cei 3 ani de stagiatură eram pregătiți, practic, în domeniul pe care l-am absolvit ca ingineri, dar practic pe linia de producție, în linia de proiectare sau de cercetare. Cred și rog mediul economic să aibă mai multă încredere în acești tineri care vin la universitate. Noi, cei care ne ocupăm de pregătirea lor zilnică, să încurajăm și universitatea să organizeze asemenea întâlniri, pentru că acești oameni care zilnic se lovesc de probleme practice, deosebite, pe care nu le pot rezolva dumnealor singuri. Numai cu ei pot să le rezolv. Dar cum? Cu pregătirea pe care o avem noi și cu pregătirea practică pe care le dăruiesc dumnealor. În felul acesta îi stabilizează în zona companiei domniilor lor, îi fac să îndrăgească această companie și să spună la contribuție toată priceperea, pentru că sunt tineri, sunt deosebit de pregătiți, chiar dacă de foarte multe ori noi la examene ne plângem că parcă ar fi trebuit să fie mai bine pregătiți. Exagerăm de foarte multe ori
printr-o expunere teoretică excesivă. S-au schimbat lucrurile. Există foarte multe probleme sau foarte multe metode de a te documenta și de a te pregăti teoretic. Niciodată în cariera pe care am avut-o nu am rezolvat o problemă sau un proiect numai bazându-mă pe memorie. Am avut de fiecare dată lângă mine cărțile tehnice, de fiecare dată m-am orientat ce au făcut alții, cum au făcut și în felul acesta se poate realiza. Așa pot să facă și ei. Vă mulțumesc foarte mult. Prezint societatea Helpan, societate care proiectează și produce utilaje de tehnică alimentară, special cuptoare. Salut acest parteneriat între mediul universitar, Universitatea Craiova și mediul economic, deși eu sunt absolvent al Politehnicii București, dar fiind craiovean am revenit acasă și doresc din tot sufletul să pot găsi studenți care să fie în echipa, în echipa mea. Mă numesc Cristina Nica, sunt director de resurse umane la firma Popeciu Tiraj Greu. Suntem astăzi aici și vom veni întotdeauna la acest gen de activități pentru că suntem interesați să menținem și să dezvoltăm colaborarea noastră cu universitatea. Noi avem multe forme de colaborare, atât pe cercetare, cât și în sprijinul pe care l-am primit întotdeauna de la universitate de a ne găsi specialiști. De asemenea, am participat întotdeauna la solicitările de a oferi studenților posibilitatea să facă practică. Apropo de acest lucru, vreau să vorbesc, să spun câteva cuvinte apreciative legate de proiectele dedicate practicii pe care unele facultăți din universitate le-au dezvoltat. Am observat cu plăcere că ele au fost pregătite cu mare seriozitate și rigurozitate și vom participa întotdeauna la acest gen de activități pentru că, dincolo de oportunitățile pe care, în mod clar, noi putem să le oferim copiii, studenților, altele decât cele dobândite în sala de curs, ne ajută și pe noi să ne dezvoltăm o cultură a mentoratului. Angajații noștri își doresc să transmită cuiva și dacă nu creăm un mediu potrivit, nu au cui. Avem specialiști valoroși și copiii au ce să învețe la firma noastră, așa că întotdeauna vom fi alături de dumneavoastră, cel puțin din punctul acesta de vedere. Suntem sigur și mă mulțumim că parteneriatul s-a dezvoltat într-un ritm care ne-a permis să găsim multe valiere, într-un partener și într-un proiect extrem de interesant, împreună cu cei de la Sun, să ajutăm în liceu. Facem foarte, foarte multe lucruri, astfel încât elevii, studenții și dumneavoastră, companiile, să putem să câștigăm cu toții în final, să-i avem pe cei pe care dumneavoastră îi doriți, formați din timpul liceului, continuând cu facultatea. Mă numesc Tănuț Vădvă, sunt reprezentantul termocentralei Craiova 2, sucursala electrocentralei Craiova 2 de la Complexul Energetic Craiova. Noi am mai avut, cum a spus și colega mea, colaborări cu studenții, am avut și anul trecut și așteptăm și în continuare să avem. Numele meu este Simina George, reprezint compania OMV Petrom, zona de producție 2 Oltenia. Mă bucur că sunt aici, sunt onorată că mă aflu printre dumneavoastră. Reprezint compania în activitatea de relații comunitare și desfășor la nivelul companiei proiectele comunitare, proiectele din comunități. Am avut diverse proiecte cu Universitatea din Craiova, le-aș numi de succes, în care am contribuit la cele două proiecte privind realizarea
centrului Astroed, începând printr-o dotare care s-a făcut și intenționăm să menținem această colaborare și cel mai recent o să sprijinim concursul interuniversitar care va avea loc la Craiova. Bună ziua, mă numesc Maria Măldărescu, fac parte din echipa de resurse umane. Reprezint compania Reloc, una dintre cele mai mari companii reparatoare și de modernizări materialului rand. Odată cu intensificarea activității sale, care a inclus și fabricația de produs nou, am făcut apel cu încredere la mediul academic care ne-a furnizat în mod special absolvenți, tineri absolvenți al facultăților de profil, iar echipei noastre ni s-au alăturat ingineri care sunt adevărate valori, au devenit valori în compania noastră. În aceeași măsură, intenționăm și pe parcursul anului acesta și în viitorul apropiat să încheiem colaborări cu mediul, aceeași colaborare, să continuăm colaborarea cu mediul academic, tot prin prisma atragerii de tineri absolvenți și care devin factori importanți în companie. Numele meu este Mihai Onaru. Sunt director de operațiune al ADM Invest, o companie care acționează în industria de utilități, în special în industria de energie, energie electrică și gaz. Suntem o companie de peste 1000 de oameni, la care cel mai important capital este capitalul uman. Salutăm apropierea Universității din Craiova față de mediul de afaceri. Noi simțim această apropiere de circa un an de zile. Mulțumim mult pentru asta. Deja la masă, aici, la această masă, încep să-mi fac griji pentru că văd atâtea companii cu notorietate și înseamnă că bătaia pe studenții dumneavoastră va fi din ce în ce mai... Da, știu că aveți. Vreau să vă spun că din parteneriatul nostru cu Universitatea din Craiova au reușit 5 colegi de-ai mei, dincolo ce se spune, foarte bine pregătiți, dovadă că 2 dintre ei lucrează în consorții internaționale grele, cu nume grele din industria energiei, producători de echipamente și producători de soft în rețele de smart grid. Vă mulțumesc pentru invitație și vă doresc mult succes! Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est gestionează în momentul de față 2 programe cu finanțare europeană, și anume Programul Operațional Regional și Programul Operațional Creșterea Competitivității Economice. În primul rând doresc să te mulțumesc doamnei profesor Daniela Roșca și domnului prorector Dan Popescu pentru invitația la evenimentul de astăzi. Coordonez compartimentul de marketing regional, în cadrul căruia, pe lângă promovarea programului operațional Creșterea Competitivității Economice, ne ocupăm și cu o activitate de sprijin a întreprinderilor. În speță am început încă din anul 2011 o activitate de conștientizare și de constituire a clusterelor la nivelul regiunii. Astfel că, până în momentul de față, am constituit 4 clustere și ne propunem constituirea unui alt cluster în domeniul turismului de sănătate, pentru care am purtat discuții în prealabil. În momentul de față avem polul de competitivitate, Automotive Sud-Vest Oltenia. Polul de competitivitate are un proiect în implementare cu 7 proiecte în valoare de 8,5 milioane de euro. În cadrul acestui pol de competitivitate, așa cum a spus și domnul prorector mai devreme, Universitatea din Craiova este partener în 3 dintre proiectele de cercetare. Este un proiect pilot, este prima dată când se realizează o astfel de inițiativă la nivelul României. În momentul de față, aflându-se în implementare 7 alți poli de competitivitate de acest nivel.
Un alt proiect, de fapt, Universitatea din Craiova este parteneră în toate claserele pe care noi le-am inițiat. Și aș aminti aici claserul de construcții, Asociația Construcluster Oltenia, care de asemenea a câștigat un alt proiect pe programul operațional creșterea competitivității economice. De această dată este un proiect pentru clasere emergente, pentru constituire, având o valoare de 200.000 de euro. De asemenea, este partener în clusterul de agricultură, pentru care avem un alt proiect. Este de data aceasta un proiect internațional, Europa pentru cetățeni. Și partener în clusterul de, de fapt, pol de competitivitate, de turism, inovare și tradiții în Oltenia. Și acum, așa cum am spus mai devreme, vom constitui clusterul în domeniul turismului de sănătate. ADR-ul are în momentul de față în implementare 4 proiecte la nivel internațional, printre care aș dori să amintesc și proiectul Dorothy, în care de asemenea și Universitatea din Craiova este partener, și un alt proiect, proiectul Class 3, care este finanțat în cadrul programului CIP, Dorothy fiind finanțat în cadrul programului FP7. Toate aceste proiecte finanțează activități pentru dezvoltarea IMM-urilor, pentru dezvoltarea claserelor și de asemenea pentru dezvoltarea capacității de cercetare și în special de inovare la nivelul întreprinderilor din cadrul acestor clasere. De asemenea avem și proiectul despre care s-a amintit mai devreme și o serie de alte proiecte. Este pilonul de bază al activității de predare în mediul studențesc. Relația cu mediul economic. Suntem foarte interesați ca dascălii noștri și Universitatea din Craiova să facă pașii necesari pentru a asigura o colaborare și un dialog constant cu mediul economic, atât pentru a modifica curricula în momentul de față, cât și pentru a ajuta la inserția absolvenților acestei universități în piața muncii. Cred că primul pas pe care ar trebui să-l facem ar fi să cosmetizăm puțin cursurile Universității din Craiova, partea teoretică și aici, în acest pas, trebuie să ne ajutați dumneavoastră cei din mediul economic, pentru că noi studenții, în momentul de față, găsim destul de multe cursuri ale căror aplicabilitate practică nu o vedem. Și atunci, cineva din mediul economic, cineva care a trecut prin universitate, cineva care lucrează și știe exact la ce ne pot folosi aceste cursuri teoretice a căror noi aplicabilitate noi nu o vedem, poate veni să ne spună aici vei folosi cursul ăsta și va trebui să înveți pentru că trebuie pentru activitatea asta în special și toate chestiunile astea, astfel încât să ni se trezească interesul din nou pentru aceste cursuri a căror, în momentul de față, a căror aplicabilitate practică noi nu mai vedem. În rest, o să sperăm că absolvenții noștri se ridică la așteptările dumneavoastră și că vor face cinste dascărilor care se chinuie să-i pregătească. Și noi, e și vina noastră să fim sinceri, la un moment dat suntem mai delăsători în momentul de față, dar cred că până la urmă o să găsiți în Universitatea din Craiova foarte mulți studenți care sunt interesați de carte și de a se pregăti și de a lucra, astfel încât o să aveți de unde alege. Evenimentul de la care ați urmărit imagini s-a aflat la cea de-a 4-a ediție și, ca de fiecare dată, a avut drept obiectiv suprem asigurarea unei mai bune inserții socioprofesionale a absolvenților cu studii superioare, dar și o mai bună compatibilizare a programelor de studii cu nevoile pieței muncii. Agenții economici prezenți la eveniment au menționat că, pe lângă pregătirea teoretică, studenții au nevoie de pregătire practică, dar și de o bună consiliere profesională, mărturisind însă că văd în Universitatea din Craiova o sursă extraordinară pentru pregătirea viitorilor angajați. Dragi telespectatori, pun punct aici ediție din această seară a emisiunii. Eu sunt Oana Olaru, vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă aștept și data viitoare la subiectul zilei. O seară frumoasă!